Salut tuturor! În acest videoclip voi spune cam la ce ar trebui să ne așteptăm atunci când ne stăm pe roșu liber pentru prima oară și cum ar trebui să procedăm. O să încep cu o mică poveste. La 2 zile după ce l-am luat, Lucifer a zburat afară din colivie atunci când încercam să-i pun semințe în suportul cu mâncare. A fost ceva neașteptat și bineînțeles că imediat ce l-am văzut zburând haotic prin camera mea, mi-am pus problemă, oare cum îl voi băga înapoi în colivie? Se lovea de tavan și lustră, lucru normal având în vedere că încă nu era obișnuit cu camera mea sau cu mine. După un timp, s-a așezat pe cușca porcușorilor și am fost uimită să observ că de porcușor nu era teamă deloc. Chiar a venit lângă roci și a ciugulit din fân împreună cu el. N-o să mint, mi-a fost foarte greu să-l bag înapoi în colivie. Odată ce s-a noptat, a devenit mai somnoros și, după mai multe încercări, am reușit să-l ademenez cu niște mei și să-l bag în colivie. După ce s-a întâmplat asta, pot spune că relația mea cu Lucifer s-a îmbunătățit. Totuși, nu cred că este o idee bună să scoateți perușul afară din colivie dacă l-aveți doar de 2 sau 3 zile. Lăsați-l o perioadă, cam o săptămână, să se acomodeze cu noua lui casă și în acest timp încercați să-i câștigați încrederea. Am făcut un videoclip despre cum i-am câștigat încrederea lui Lucifer, iar dacă aveți nevoie de sfaturi pe această temă, vă lăsa un link în descriere. Ok, acum, înainte să scoateți perușul din colivie, s-ar putea să trebuiască să faceți câteva amenajări. În primul rând, ușile și geamurile vor trebui închise. Dacă sunt oglinzi prin cameră, încercați să le acoperiți cu ceva. La fel și geamurile în cazul în care nu aveți perdele, pentru că ei nu le disting ca obiecte, ci spații în care pot zbura. Cu alte cuvinte, este posibil să se lovească de ele. Puteți lipi peste ele o coală de hârtie, asta îi va face să le ocolească. Nu este deloc o idee bună să lăsați perușul liber în bucătărie. Poate ateriza pe suprafețe încinse, ulei, apă fiartă, etc., iar fumurile create la prepararea mâncării nu sunt sănătoase pentru ei. Aria și Lucifer sunt lăsați liberi în fiecare zi. Le deschid colivia după ce mă trezesc și îi scot pe rând. Când sunt plecată, bunica mea îi lasă liber, apoi eu îi bag înapoi în colivie înainte să mă culc. Sunt zile în care unul dintre ei sau amândoi nu vor să iasă din colivie. Nu e nicio problemă. Închid colivia și revin mai târziu sau las colivia deschisă ca ei să iasă singuri. De obicei, când este înorat și nu intră prea multă lumină în cameră, nu prea au chef de joacă și vor să fie lăsați în pace. Iar eu le respect alegerea. Dar, în mare parte a timpului, vor să iasă și să zboare. Atunci când va ieși din colivie pentru prima oară, e posibil să se lovească de tavan sau alte obiecte din cameră. Așa că fiți foarte atenți. Nu țipați și nu vă mișcați brusc prin jurul lui. După un timp, se va obișnui cu camera și va învăța să ocolească obiectele din ea. Cum îi băgăm înapoi în colivie? Ei bine, cum spuneam, la început mi-a fost foarte greu să-i bag înapoi, dar acum pot spune că s-au obișnuit și ei cu programul meu. Câteodată intră singuri în colivie, iar câteodată nu vor sub nicio formă să se întoarcă înapoi. Așa că, odată ce s-a înserat, cât timp lucrez la calculator, stin lumina. Dacă îi aud zburând, o aprind repede înapoi, pentru că nu vreau ca ei să se lovească de ceva. După ce se pun amândoi pe gringuța lor, o sting din nou. Întunericul de obicei ea doarme, iar când aprind lumina după aproximativ o oră, mă țăi amândoi pe gringuță și mă lasă să-i bag în colivie. Și cam asta a fost tot. Sper că acest videoclip să vă ajute. Dacă aveți întrebări sau sugestii pentru următorul videoclip, nu ezitați să scrieți în comentarii. Vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare și pe data viitoare!